Performanța cere sacrificii, iar Annalise Drăgan știe perfect acest lucru. S-a născut în California, iar de la 13 ani s-a mutat în România, țara natală a părinților săi, cu un singur vis. Vrea să ajungă o mare campioană la gimnastică ritmică. Acum aproape 5 ani am venit la 13 ani. Care e visul tău în gimnastică ritmică? Să ajung la Olimpiadă. În septembrie, la doar 17 ani, Annalise a scris istorie la mondialele de senioare. Junioara și Andreea Verde și-au devenit primele românce ajunse în finalele mondialelor după 26 de ani. Chiar dacă acum se simte în România ca acasă, Annalise spune că încă o încearcă dorul de familie. Ce îți lipsește ție din America? Mama. Cel mai mult. Familia mai greu, dar în rest... Aici s-a făcut ca acasă. Annalise și celelalte componente ale loturilor de senioare și junioare au fost vizitate de una dintre cele mai importante persoane din gimnastica ritmică. Președintele Comitetului Tehnic al Federației Internaționale, Noha Abu Shabana. Anul viitor este unul foarte important pentru gimnastica ritmică românească. Țara noastră va găzdui mondialele de junioare la Cluj-Napoca.